an de an, liberalii suceveni strâng fonduri și pregătesc câte o surpriză celor de lângă noi care sunt mai nevoiași. Este o acțiune pur creștinească. Sunteți una treia? Da. Unde? La pedagog. Și eu am terminat școala la liceu pedagog. Sunteți gemeni? Nu, frate. Uite, scoate. Scoate, hai să vedem. Uite aici. Un iepuraș mare, un iepuraș mic și niște ouă de ciocolată. Îți plac? E mănânci nasul iepurașului? Sau urechile? Ha? E o acțiune pe care o facem de ceva ani, Partidul Național Liberal, în special organizația de femei a Partidului Național Liberal și organizația studenților liberali, strâng an de an bănuți, mână de la mână, de la toți membrii partidului. Reușim să adunăm ceva produse pe care le dăruim, așa cum este creștinește și normal în acest moment, a sărbătorilor de Paște, cetățenilor municipiului Suceava care o duc mai greu. Fără să vreau și datorită indignării care mă apasă în permanență, pentru că asta ne-a mai rămas de făcut, să fim indignați, vedem cum marea majoritate a celor care guvernează în momentul de față România fură îngrozitor. Ne rămâne nouă, liberalilor, oamenilor aflați în opoziție, să dăm înapoi din ceea ce au furat alții, dar nu din banii furați, ci din banii noștri proprii și personali, câțiva bănuți și câteva produse care să le mai aline sărbătorile și să bucură și ei ca orice creștin de o masă cât de cât decentă. Cu mic, cu mare, la acțiune s-au implicat toți membrii organizației PNL Suceava. Ne bucurăm că reușim să continuăm acțiunile care le-am început de ceva vreme vis-a-vis de ajutoarea familiilor nevoiașe din municipiul Suceava și sperăm să o ținem așa în continuare, în pragul oricăror sărbători, să reușim să fim aproape de aceste familii care nu mai știu cum o duc. Dulciuri pentru copii și câte un ajutor pentru masa de Paște. Liberalii suceveni le-au adus aminte celor năpăstuiți de soartă că nu sunt singuri pe lumea asta. Poftiți! Dar ce faceți? Ați rământat sau încă nu? Bună ziua! Bună dimineața! Ne-am adus făinașul uleiul și eu mai trebuie. Foarte bine, mulțumesc din suflet! Sărbători cu bine! Sărbători cu bine! Și dumneavoastră la băiat! Am frumătat bine dimineața frumoasă coc, pe de asta, am făcut sărmalii și abia vineri fierb, că sâmbătă sărbătoare. Sfântul Gheorghe, da. Așa, și fierb sâmbătă vineri dimineață. Înseamnă că și eu vin la sarmale, ziua de Paște. Da. Poftiți cu plăcere, veniți. Sărbători cu bine. Nu este un gest, este o activitate în cadrul Biroului Municipal de Femei și a celui județean. Este o acțiune care noi o facem de ani de zile, nu este prima. Am făcut și de Crăciun și de 1 iunie facem și de Paști. Și este, nu este un gest electoral, este un gest de omenie pentru a ajuta câteva familii mai nevoiași cu ocazia sărbătorului de Paști. Este un mic ajutor unui iepuraș din partea noastră. Cam câte pachete veți dărui anul acesta? Anul acesta vom dărui 50 de pachete. Familiilor pe care noi le-am depistat având probleme deosebite, probleme financiare, bineînțeles, și așa cum au spus și colegii mei, practic încercăm să facem un gest de omenie și încercăm să aducem o rază de lumină acestor 50 de familii în acest an.